fost gen centaur încă acolo. Gen, nu știu dat respawn. Hello frumoșilor și bine v-am regăsit la un nou videoclip pe cel mai interesant, frumos și mirobolant și sexy server de 5M din România, asta mică și frumoasă, mai exact pe Fairplay România, care este serverul meu de 5M. În episodul de astăzi vreau să vorbesc despre, ați auzit foarte bine, cearta a doi administratori de pe serverul meu, mă rog, a unui administrator și a unui moderator și singurul administrator de fapt de pe server și a singurului moderator de pe server, mă rog, fostului moderator, pentru că unul dintre ei în urma discuției care a fost mai mult s-a ales cu remove, însă ce vreau să vă zic încă de la început este că ceea ce de fapt v-am arătat nu este o ceartă cu adevărat, adică nu la modul că oamenii să acum să înjură sau nu știu, nu-și mai poartă respect, nu, absolut deloc. Băieți în continuare își poartă respect, se salută, în continuare Centaur are șanse în staff, însă am mai făcut un clip despre el în trecut în care v-am povestit anumite chestii, cum ar fi că acesta a dat niște arme, a abuzat de funcție și a luat bani, după aia a mai dat o șansă și deja cam multe chestii și nu prea era bine, însă în continuare a rămas lider la mine, co-lider la mine în mafie, se ocupă foarte bine de mafie, pentru că eu momentan, dragii mei, și vă anunț pe voi fix acum, va trebui să trimit acest calculator la reparat, pentru că nu mai face față, efectiv, este un calculator de cea mai recentă generație, să zicem așa, pentru că nu e ultima generație. Este cea mai recentă generație și zic că nu e ultima generație pentru că o să mai fabrice, însă este de actualitate, să zicem noi așa. Așadar, nu prea mi se pare normal să am 100 de grade acum sau 110 grade când filmez eu acest videoclip și să am 90 de grade fără să am o aplicație pornită, să-mi dea freeze-uri, să nu pot să fac live-uri și o grămadă de chestii, pentru că voiam să pompez în continuare live-uri, clipuri, să bag tare rău de tot, însă nu prea am putut, efectiv, mai am niște TikTok-uri filmate, însă am un plus foarte mare că încă am calculatorul, dragii mei, și pot să-l folosesc pe acela în cazuri de urgență sau mai știu eu ce alte chestii, mai pot să mai filmez un clip, un TikTok, una alta, știți cum e, mai bei și noi un suc, unul ne simțim bine sau cum dracu zice aia acolo, dar în același timp mai există și o chestie foarte bună în toată ecuația asta, și aceea e că pot și eu dracu să învăț legislația aia, că dacă nu mă pun pe legislație, degeaba conduc eu bine și n-am treabă, pentru că nu vreau să vă descar vloguri, știți? Și eu cam vreau să vă descar vloguri și nu vreau să vă zic cu ce mașină, pentru că momentan nici eu nu știu 100% ce mașină, însă mai mult ca sigur undeva până iarna viitoare, primăvara viitoare, până mă acomodez și eu pe mașina lor, mea, automat pe mașina mamei mele, mai bine zis, cei care știți cunoașteți, da, până o să mă acomodez și eu, nu o să-mi cumpăr propria mea mașină, însă vă zic că de pe acum că mai mult ca sigur o să fie Audi, însă na, știi cum e vorba, nu prea știi ce îți rezervă viitorul, eu cel puțin m-am orientat, fapt, hai să vă zic, m-am orientat spre un Audi A5, voiam modelul 2020, însă este puțin peste bugetul meu actual, ceea ce ar însemna că, mă rog, cu mult, cu extrem de mult, de fapt, pentru bugetul meu actual, însă, cine știe, până în iarnă, până în primăvară, toamnă și așa mai departe, cum stau lucrurile și cum echipzuiesc și așa mai departe, însă nu este un țel neapărat mașina la mine, însă m-am orientat spre un Audi A4, puțin mai nou, sau spre un A3 mai nou, sau un A5 2014-2013, ceva în genul ăsta, pentru că m-ar satisface destul de mult și ar fi o mașină destul de bună, fiabilă, frumoasă, așa cum ne place nouă și cum zic și eu, știți ce zic. Da, ce vreau să vă zic este că vă las în continuare cu videoclipul și cu discuția celor doi. Să fac un rezumat mic din ceea ce am înțeles eu, mai exact ceea ce au făcut băieții, este că Centaur ar fi abuzat de blipsuri într-un roleplay și sunt undeva la 70%, 80% convins, de fapt 90% convins că treaba asta s-a întâmplat, ok? În același timp sunt 80% sigur că s-au întâmplat mai multe chestii, însă nu există dovezi pentru treaba asta și după cum bine știți am adăugat o nouă regulă în staff, adică voi adăuga după acest videoclip, pentru că sincer am uitat ca un retardat să o adaug până când o să fie gata panelul, vă dau deja cam multe sneak peek-uri și nu prea îmi place, mai ales că o să urmeze update-ul acum foarte curând, însă da, ce vreau să vă zic este că după aceea nu i-a vorbit frumos, să zicem așa, lui Necaz. Necaz, dacă a luat decizia de a-i da remove, eu i-am respectat decizia pentru că așa se face. Da, ce pot să zic decât că vă pup și ne auzim cu bine la un nou videoclip. Băieți, nu uitați like, subscribe și share. Hai, vă las în continuare cu discuția lor. Bun, ideea e în felul următor, Centaur, că ți-am zis de ieri că intrăm în legătură cu remove-ul tău. Eu vreau să zic încă de la început că nu țin partea absolut nimănui, înțelegi? Adică sunt total imparțial. Într-adevăr, Necaz a procedat greșit în cazul în care nu l-ai chemat Necaz și pe el pe conferință să-i zici motivul pentru care și-a luat remove. Pentru că ar fi trebuit înainte.
Ce spui? Era destul de clar. Da, am înțeles, dar trebuia să-i fi zis, bă, uite, având în vedere astea, pentru că, na, gradul pe care l-a avut și așa mai departe vechimea, trebuia să-i fi zis și lui și nu neapărat, indiferent, cam fiecare membru staff în cazul în care n-are niște reclamații și să știe destul de clar. Înțelegi? Adică nu, știe că el consideră cel puțin că n-a făcut nimic, dar tu poți să-i dovedești că a făcut ceva, știi? Adică niște cazuri. Eu ce pot să-i mai zic un om sau ce să-i mai explic la un om când mai acum chestii de-astea, că cine zice să le iau pe la răspundere sau să trag la răspundere sau așa mai departe. Și prost mi-ară deci să le iau întrebat. Bun, chestia este în felul următor. Bun. Prima și prima oară zici tu centaur, exact părerea ta, după aia zic și eu ce am înțeles și ce am auzit și după aia spune și necaz. Deci, eu logică turbez când de se fapt, strâng nu, de fapt, nu. Hai să facem un felul următor, că ar fi cel mai ok să zic ce am înțeles eu. Ok? Și după aia, ce știți voi? Că eu n-am fost de față cu voi acolo, m-am ocupat de update. Lucrul ăsta în felul următor. Am înțeles că tu, necaz, ai fi jucat cu sprites-uri într-un roleplay. Nu, no, eu. Tu, centaur, ai fi jucat cu niște sprites-uri într-un roleplay, mă scuz că m-am ocupat. Ai fi jucat cu sprites-uri într-un roleplay și ai fi văzut-o pe Mali cu sprites-urile când era pe... pe South sau ceva în genul ăsta, nu știu exact, un emote în care nu te vezi prin mașină. Pentru că stătea cu chestorul să vadă exact ce rol îi face poliția și cum se descurcă, ceea ce este foarte, foarte bine, înțelegi? Mai puțin că da, ok, poate că era îmbrăcat în sindicat, nu era cel mai bun lucru, dar ceea ce... Negru. Ce era îmbrăcată, Mali? Era îmbrăcată negru, într-o geacă neagră, gen nu avea nicio legătură cu sindicatul, n-ai cum să... Aha. Ideea e că eu ce am auzit, am auzit două chestii total diferite. Adică tu, centaur, mi-ai zis că ai văzut-o îmbrăcată în sindicat, că trăgeau oameni pe dreapta. Necaz mi-a zis că, bă, nu era, era pe South, nu avea cum să se vadă. Odată ce ești, era pe South. Eu terminasem de mult roleplay-ul ăla. Eu nu mai eram, eu deja eram, mi-am luat respawn-ul, eram la spital cu 5 minute după, cum a spus și Ivanciu. Ok, dar chestia este că nu se leagă ceva, adică cum fix după roleplay-ul ăla după care ți-ai luat și respawn, te-ai dus după ei cu sprites-urile. Nu m-am dus după ei, noi ne-am omorât în Sandy și eu după 5 minute ce am stat prin oraș, după ce mi-a luat respawn, am stat 5 minute prin oraș, nu cu sprites-urile, direct cu F2 și cu sprites-uri și am prins pe autostradă în Los Santos și roleplay a fost în Sandy. Să vin, să explic? Hai și bine, că ai fost 40 de oameni, erau acolo. Acum pot să vorbesc, după aia bun, așa, am înțeles. Ok, bun, zi, Mali, care a fost ideea? Deci, ideea a fost că noi am fost în Sandy și gen, poliția s-a bătut acolo cu ei, înțelegi? E faza că mie și Ivan Ciuc și cu celălalt care a fost, nu mai țin fie exact numele lui, au zis că au fost gen centaur încă acolo, gen nu și-a dat respawn, înțelegi? Noi ne-am mai dus o tură la spital ca să-l ajutăm pe Hive sau care a fost acolo, de a fost polițist. Și după aceea ne-am dus înapoi, acolo unde au fost bătaie. Bun, fă-mă să înțeleg, tu ai avut vreo treabă în a-l ajuta pe el sau tot ai stat pe South? Tot am stat pe South. Aha, eu nu știam la motel, de la motel nu știam că e acolo. Adică tu teoretic și practic nu te-ai ridicat de pe South vreo secundă în roleplay. Nu, nu. El era cine marcat, Ivanciu, că era cine marcat. Putem vorbi pe rând, adică vă rog frumos. Bă, stați mă cu aia, stați așa. Vorbea centaur. Nu, lasă-l puțin. Vorbea centaur, zi centaure. Nu e logic că dacă e aceeași mașină care a fost în roleplay-ul meu și mă uit acolo și te văd pe tine lângă el din nou clip, era clar că ai fost în continuare în mașina aia. Adică nu te-ai spawnat, adică sau ți-ai dat TP la el și te-ai urcat în mașină, nu? Să poate să fii fost și asta, n-ai de ce să fii. Nu știi tu că nu o luat-o de pe stradă, să zic o rămas tipa fără mașină și o luat-o de pe stradă. Cu vrăjeala de asta mai înțeles. Cu vrăjeala, era mașină nemarcată de poliție, da? Era Bugatti nemarcat. Nu era, nu știu ce am înțeles, mașină de Sindy. Am înțeles ideea deja. Până în momentul de față lucrurile nu sunt 100% clare nici din punctul celuilalt, nici din punctul celuilalt. Am înțeles oarecum ideea că tu ai abuzat de sprites-uri oarecum. Adică, cum, dacă eram în noclip, cum adică am abuzat de sprites-uri? Că ea a considerat de fapt că tu ai abuzat de sprites-uri, mă scuzi, în roleplay. Da, mă scuzați că am întrerupt iar, dar n-ai cum să zici că nu te-ai folosit de sprites-uri, mai ales, bă, deci eu am fost pe server până la faza cu bătaia. Când ați fost cu bătaia, random îmi iau crești pe când trec pe lângă Yellowjack. Eram cu noclipul și m-am uitat, efectiv, ăștia se țineau după voi, după tine, cred că cumva, și tu nu știu, random,
Nu știu cum i-ai văzut-o de la distanța aia și te-ai ascuns în ceva tomberon sau nu știu ce ai făcut. Știu că te-ai ascuns de ei, prima dată ai scăpat, după venit încă doi după tine, de-a tăi, ca să te ajute la bătaia respectivă. Nu erai pe server. Și nu mai nu știu. Erai pe server când m-am băgat eu în tomberon. De unde știi că nu eram eu pe server? Probabil ți-a zis Ivan Ciudă, eu nu erai pe server atunci când m-am băgat eu în tomberon. Măi tată, eram pe server. Bun, ok. Și acum stai puțin, stai puțin, deci tu înainte să faci rol pe ăsta, tu te uiți dacă ziu pe server sau dacă nu scriu ceva pe chat înseamnă că nu sunt pe server? Da, mereu dau staff chat ca să văd ce helper sunt și ce helper poate să meargă la tichete.